Am venit la Piatra Neamț cu foarte mare drag și am venit cu gândul de a deschide acest cabinet europarlamentar. Mărturisesc că era un plan de ceva vreme pe care n-am reușit să-l concretizez foarte repede și din motive de pandemie. Dar motivul pentru care am ales să deschid încă un cabinet europarlamentar la Piatra Neamț se leagă de o poveste foarte frumoasă a unei comunități de oameni de aici, care au fost foarte implicați civic inițial și după aceea au luat decizia să se implice și politic, să-și asume niște candidaturi, să construiască poate o parte dintre proiecțiile și visele lor pentru un viitor mai bun al orașului și de ce nu al țării. Chiar acum câțiva ani, în momentul în care i-am cunoscut eu. Și a fost un gând și o promisiune pe care mi-am făcut-o și am făcut-o ca în măsura în care am această posibilitate să vin într-o bună zi să deschid și aici un cabinet europarlamentar.